Salutare și bine ați venit pe canalul E-Română, canalul educațional care vă pregătește pentru examenul de bacalaureat. Astăzi vom discuta despre poezia Plumb, scrisă de către George Bacovia. Voi încerca să respect în tocmai structura eseului pe care trebuie să îl prezentați la subiectul al treilea. De asemenea, dacă vreți să vedeți mai multe informații despre această poezie și despre multe alte opere, avem un curs, cursuri.voxvalahorum.ro. Acolo practic sunt filmate toate operele și sunt detaliate. De asemenea, găsiți și eseurile. Așadar, să discutăm puțin în prelegerea noastră despre poetul George Bacovia și după să discutăm puțin despre context, despre perioadă, despre curentul literar în care acest poet se încadrează. George Bacovia este un scriitor emblematic pentru literatura română și pentru dezvoltarea unei direcții noi în lirismul românesc, pentru că îmbrățișează această poezie simbolistă și cumva o cizelează, o rafinează până la ultimul nivel. Este practic simbolistul cel mai reprezentativ, cu cea mai înaltă sensibilitate. Desigur, el avea și alte talente care îl ajută să zugrăvească, da, o poezie cu totul inedită. Era foarte bun la pictură și foarte bun la muzică. Uneori scria poezii pe note, uneori scria poezii pe notele sufletului, cum spune într-un interviu. Deci un poet deosebit, un poet extraordinar, un poet care a suferit și câteva prezențe la psihiatrie, adică poezia sa, care este ușor într-o notă depresivă, este o poezie autentică, după cum spuneam, poezie izvorâtă din trăirile sale. Și asta îl face, desigur, pe acest poet mult mai valoros. Desigur, majoritatea poeților au scris ceea ce au trăit, au zugrăvit în poezie cele mai adânci stări ale lor. Asta înseamnă cu adevărat, din punctul meu de vedere, un poet. După cum spuneam, George Bacovia îmbrățișează lirismul de tip simbolist, care după mulți critici literari este o ramură sau este o față a lirismului de tip modern. Deci putem încadra practic simbolismul în structura asta, în mecanismul ăsta de lirică modernă, pentru că se depărtează de principiile trecutului, adică cumva promovează o înnoire. A fi modern, mai spuneam și în alte videoclipuri, înseamnă a te racorda la realitatea imediată, modernist, modo, care înseamnă recent, înseamnă acum. Simbolismul este teoretizat în Franța. Poetul Jean Moret scrie un articol manifest pe care îl publică în revista Le Figaro, numit Le Symbolism. Nu știu exact cum spune în franceză, Kylian Mbappé ar ști mai bine să pronunțe, în care vorbește despre o nouă direcție în poezie. Desigur, în curent literar este foarte important să discutăm aceste lucruri, poate la școală nu sunt lămurite. De ce apare, de ce dispare un curent literar? Care este soarta, care este destinul curent literar? Pentru că de multe ori în definiții întâlnim această sintagmă, apare ca o reacție împotriva. De ce apare ca o reacție? Păi un curent literar zugrăvește sau expune realitatea perioadei respective. În momentul în care se schimbă realitatea, trebuie să se schimbe și modul în care se scrie literatură. Pentru că literatura de cele mai multe ori este o reflectare a realității, mai ales genul epic, desigur, și genul liric, dar genul liric nu este un document, nu poate avea și această latură a documentului istoric, pentru că este mai degrabă o pulsiune a interiorului, genul liric. Dar exista o poezie parnasianistă publicată în revista Parnas, dacă nu mă înșel, de la Muntele Parnas, o poezie mai degrabă descriptivă, în care nu era o explozie sentimentală. Înainte de poezia parnasianistă se manifestase romantismul, care este prin excelență cel mai expresiv curent literar. Este curentul care, într-adevăr, explozia sentimentală este pe cele mai înalte linii. A fantezia creatoare este acolo.
Dar simboliștii, desigur, nu puteau să copieze pur și simplu romantismul, adică un curent literar trebuie să vină și cu noutăți. Iar scritorii, da, simboliști, considerau că poetul trebuie să sugereze anumite sentimente. Cumva păcatul poeziei romantice este că explicita sentimentul, nu îl sugera. Și atunci, această sugestie, care este specifică simbolismului, generează și multe alte trăsături. Bun, vrem să sugerăm un sentiment. Nu numim sentimentul de iubire, vrem să-l sugerăm. Vrem să sugerăm o anumită temă, da? Nu numim în text cuvântul moarte, ca omul să-și dea seama, da, este vorba despre moarte. Sugerăm că este vorba despre moarte. Dar cum facem asta? Ce instrumente folosim ca să-i dăm omului, da? Ca să-i dăm omului mecanismele de interpretare și efectiv ca omul să-și dea seama. Păi sunt anumite instrumente care pot ajuta pe poetul simbolist să sugereze, da? De exemplu, vrea să sugereze tema morții. Poate folosi, desigur, corespondența, o trăsătură a simbolismului, și înseamnă mai exact corespondență. Un lucru din exterior corespunde cu o stare interioară, da? De exemplu, poezia lacustră, unde ploaia, da? Cea ploaie necontenită corespunde, desigur, cu angoasele euului liric, cu stările apocaliptice interioare, și vom vedea imediat că avem corespondență și în poezia plumb. Deci un lucru exterior are o corespondență interioară și atunci ne putem da seama despre ce temă este vorba, despre ce sentiment este vorba. Desigur, un lucru foarte, o putere foarte mare au culorile. E important să respectăm culorile, mai ales când dăm orașul să vedem că este roșu. Să nu trecem pe roșu pentru că vom primi 21 de puncte. Iată că dăm și sfaturi concrete, nu doar literatură. Culorile sunt foarte importante, da? De exemplu, roșu, care poate să sugereze moartea, da? De pildă, poezia Abator. Deci folosim cromatica. Iată încă o caracteristică a simbolismului. Cromatica, da? Culorile. Culorile au această capacitate de a sugera o anumită stare, un anumit sentiment. Utilizăm griul, care desigur denotă, da, cenușiul existenței, angoasa, supărarea, imposibilitatea atingerii fericirii. Deci, corespondența, da? Cromatica, muzicalitatea, anumite cadențe sonore, anumite vocale care sunt repetate și care ele, desigur, generează în interiorul cititorului o anumită stare, un anumit sentiment. Deci trebuie să-ți dea, cum s-ar spune în prezent, un vibe poezia simbolistă. Este foarte important. Deci rețineți, da? Corespondență, muzicalitate, da? Cromatică și sinestezie. Sinestezia este o figură de stil, mai degrabă un procedeu artistic, care combină mai multe senzații, o imagine vizuală cu o imagine auditivă de pildă. Deci curentul literar în care se încadrează poezia este simbolismul, pe care l-am despicat mai devreme. Perioada este interbelică, deși apare în 1916, desigur, George Bacovia este reprezentativ pentru perioada interbelică, este acolo, alături de Arghezi, alături de Barbu, alături de Blaga. Este acolo, da? Își dă mâna cu mari, mari, mari poeți din perioada respectivă. Și poezia Plumb apare în 1916, în volumul care îi poartă numele, același nume, Plumb, pentru că George Bacovia consideră că plumbul este important. Într-un interviu comunică că mai degrabă se gândește la plumbul topit, care are culoarea galbenă, sufletul topit are culoarea galbenă, atât ce asociere. De asemenea, respectând structura pentru bacalaureat, titlul, da, care este alcătuit din substantivul plumb, un plumb, două plumburi. Dar este un substantiv care denotă diverse perspectivă de interpretare. Îl putem interpreta la nivel cromatic, plumbul are culoarea cenușie, este cenușiu gri,
da? Și atunci, desigur, poate să simbolizeze la nivel cromatic cenușiul existenței. De asemenea, la nivel de corespondență, este un metal greu, ce poate să corespundă, da? Greutatea concretă a metalului să corespundă cu greutatea de a exista în această lume artificială, greutatea înălțării spirituale într-o lume superficială în care toate valorile nu mai există. Nu mai există valori culturale, nu mai există valori spirituale, poetul este pur și simplu sufocat în această stare apocaliptică. De asemenea, tema este sugerată. Poezia nu este foarte lungă, este chiar scurtă, are două catrene, adică 8 rânduri și sună așa: dormeau adânc sicriele de plumb și flori de plumb și funerar veștmânt. Stam singur în cavou și era vânt și scârțiau coroanele de plumb. Dormea întors amorul meu de plumb, flori de plumb, și am început să-l strig. Stam singur lângă mort și era frig, blackout, și atârnau aripile de plumb. Deci vedem aici, tema este clar sugerată, sunt două cadre. Primul cadru prezintă, dar la nivel superficial, un cadru exterior. Este un cadru exterior în care este prezent un cimitir. Desigur, acest cimitir are rol de corespondență, corespunde practic cu sufletul poetului, care este și el ca un fel de cimitir, adică este mort în această lume lipsită de speranță. Sicriele se află într-o stare de somnolență, dorm adânc. Vedem acest cadru exterior zugrăvit prin cenușiu, da? Flori de plumb, funerar, veșmânt. El se află singur în cavou, stam singur în cavou. Vedem o marca subiectivității, cavoul, desigur, reprezentând casa poetului, poate fi interpretată și precum o artă poetică, o poezie despre poezie sau o metapoezie, mai întâlnim acest termen. Apoi, cadrul al doilea este interior, dormea întors amorul meu de plumb, adică iubirea este de plumb, este grea, iubirea nu mai aduce salvare. Pe flori de plumb și-am început să-l strig, stam singur lângă mort și era frig și atârnau aripile de plumb, un zbor invers, deci două cadre. Aici două secvențe, nu avem ce să discutăm. Sigur, acest paralelism sintactic, repetițiile pot fi scrise în cadrul nostru, în cadrul eseului. De asemenea, putem vorbi despre diverse figuri de stil. Sinestezia, scârțiau coroanele, da? O imagine auditivă combinată cu o imagine vizuală, coroanele pe care poți să le vezi și scârțâitul pe care îl auzi. Mai multe detalii, desigur, întâlni și în cursurile noastre, dar facem și clipuri gratuite, pentru că educația trebuie să primeze indiferent de context, dar e bine să investești în educație, nu-i așa? Nu-i așa că în altceva investim, de asta suntem unde suntem. Bun, lăsând la o parte alte aspecte de natură metaforică care ar trebui să facă să gândiți, dați like la acest canal, dați share la acest videoclip, și acest videoclip este al urmașilor noștri.